Dragii noștri, vă salutăm cu mare drag din orașul Bălți. Mă numesc Ghenadi, reprezint compania Surpriză la ușa ta, iar astăzi mergem chiar la postul de muncă a doamnei Iulie, să felicităm din partea lui Nicolae, care a hotărât să o surprindă cu cele mai minunate daruri, iar noi mergem să vedem reacții și emoții. Pentru că nu este deloc ușor să găsești cuvintele potrivite atunci când vrei să trimiți mesaje de la mulți ani, te ajutăm noi cu Surprize la ușa ta. Livrăm dragoste, fericire și emoții. Pentru ca persoana ta dragă să se simtă importantă și iubită. Lasă-ne un mesaj și vom duce dragoste la ușa ta. Demonstrează-le celor dragi că sunt cei mai importanți din viața ta. Indiferent de locurile în care te va duce viața, indiferent cât de departe vei fi, vor rămâne amintirile frumoase pe care le creăm împreună. Lasă-ne un mesaj și vom duce dragoste la ușa la care tu nu poți ajunge. Dacă iubești cu adevărat, distanța nu contează. Surprize la ușa ta. 069-033-222. Bună ziua! Bună ziua! Greu am ajuns la dumneavoastră. Bine v-am găsit! Mulțumesc! Să știți că am venit cu mare drag, doamnele, la dumneavoastră. Am venit să vă spunem că cineva n-a uitat de dumneavoastră în această zi frumoasă. Cineva care a hotărât să vă surprindă frumos. Cineva care a hotărât să vă dorească aceste flori minunate. Și să știți că vă iubește foarte mult. Aceste flori sunt pentru dumneavoastră. Vă rog mult. Așa, este cam strâmt la noi aici. Avem o tortă unde este indicat la mulți ani. Este pentru dumneavoastră această tortă, cu mare drag. Și o să-l pun aici jos. Este un coș cu fructe și dulciuri. Îmi permiteți? Este pentru dumneavoastră și mulțumesc, la fel sticluța de spuman. Mulțumesc mult! Venim cu următoarele cuvinte. Acea persoană vă dorește multă sănătate. Vă dorește multă fericire. Și cel mai important, ne-a spus că mulțumește lui Dumnezeu că ea ți-a apărut în viața lui, anume dumneavoastră. Și el este foarte fericit că anume dumneavoastră iluminați viața frumos. Este de la domnul Nicolae. Eu cred că ați intuit de la cine. De la domnul Nicolae, care a hotărât astăzi să vă surprindă, să vă aducă aceste lacrimi care, să știți că poate camera nu o să le vadă, dar eu le văd. Că sunt lacrimi de fericire, de emoții, corect? Noi vă dorim multă sănătate, la fel cum vă dorește și domnul Nicolae, pentru că el este fericit alături de dumneavoastră. Chiar dacă astăzi nu a putut să vie, am venit noi să vă aducem aceste daruri și să vă spunem că dumneavoastră sunteți cea mai importantă în viața lui. Mulțumesc. Și puteți să-i lăsați câteva cuvinte aici frumoase. Vă mulțumesc mult că ați ajuns până la mine cu surpriza care ne-ați făcut-o. Și îi mulțumesc și persoanei lui Nicolae pentru surpriza neașteptată. Într-adevăr, e surpriză. Dacă e pe neașteptat, e surpriză. Și mulțumesc mult și îi spun că îl iubesc. Și îl aștept din depărtare. Pentru că s-a dus, creză, viața mai frumoasă, s-a dus, creză condițiile mai frumoase. Da. Noi vă dorim multă sănătate, vă dorim fericire, să știți că aveți o persoană care nu a uitat de dumneavoastră, care vă iubește foarte mult și chiar dacă astăzi este la mii de kilometri, a hotărât să vă surprindă frumos, să vă aduc aceste lacrimi de fericire, aceste emoții pozitive și tot ce este mai frumos fie pentru dumneavoastră. La mulți ani și zi frumoasă în continuare. Sper că ziua s-a făcut la dumneavoastră. Mulțumesc mult, da, așa mult este. Mulțumesc frumos. Fiecare clipă din viața noastră este specială. Fiecare zâmbet adus celor dragi este de neuitat.